Atunci ne oprim un pic să încercăm să elucidăm scurta și trista poveste a unui exemplar de leu născut în ridicolul județ Vaslui. Sigur, noi numim această dramă până la urmă un fapt exponențial al acestei zile. Leul ăsta, ca să nu-i spun omul ăsta, a avut exact neșansa pe care am avut-o noi în anii 70 de a ne naște în România lui Nicolae Ceaușescu. Deci să fii leu pe mapa mond, leu tată, deci nu câine înlănțuit, și să te naști în județul Vaslui, este ca și cum ai fi, nu știu, Louis Armstrong și te-ai naște în Coreea de Nord. Deci este o dramă la care încercăm să subscriem, să vedem dacă Brigitte Bardot, alo, doamna de pe coasta de Azur, dacă ne mai auziți, alo, alo, cum striga și Elena Ceaușescu înainte de proces, dacă ne mai auziți, poate veți interveni, de data asta chiar că nu este glumă. Leul se numește Paraschiv, dacă îl caută cineva în anuarul telefonic, asta pentru că a mai avut un ghinion, am uitat să vă spun. Așa, acum s-au așezat și băieții în spate, că avem nevoie de un pic de liniște ca la teatru. Deci, pe lângă faptul că s-a născut în România și în județul Vaslui, s-a născut și de Sfânta Cuvioasă Parascheva, adică pe 15 octombrie și, evident, cu puțină imaginație, ca toți îngrijitorii de zoo din lume, și cei de la Vaslui i-au dat tot numele de Paraschiv, că n-aveau alte variante. Dacă s-ar fi născut de Sfântul Ion, îl chema Ion. Da? Și i-ar fi spus neanelul leului cu o condiție: să fie apucat să trăiască cât Ion Iliescu, ceea ce sigur că este puțin probabil. Haideți să-l vedem pe acest băiat, fiul Sheilei și al lui Iosef. Da? Acesta este leul. Tatăl său, tatălui se numește Iosef, iar mama Sheila, asta ca să fim political correct. Iată-l în biroul șefului de la zoo, acolo unde își petrece deocamdată copilăria, sau, mă rog, frageda pruncie, dacă vreți. El este hrănit numai cu lapte din biberon, lapte, sigur, suplimentat cu niște euri pe care îngrijitorii grădinii zoologice de la Vaslui le consideră vitamine. Da? Așa decurg zilele leului moldovean, care, sigur, că vorbește deja cu accent, pentru că să te naști în Vaslui nu e ca și cum te-ai naște la poalele muntelui Kilimanjaro. Din primăvară, dacă va veni vreodată primăvara în județul Vaslui, leul va fi expus publicului larg imediat ce vremea va permite, va fi cazat într-o boxă specială și, sigur, laptele treptat va fi înlocuit cu țuica locală. Îi urăm acestui leu să moară până la sfârșitul anului, dacă se poate, în somn. Ha? Cum zicea săracul Gerber, când îi băgase Crâșor și Rubelnița în fund. Simon, Simon, așa o chema pe nevastă sa, c'est la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque. Chiar și jandarmii lui ajunseseră să-l atace pe la spate. E bine, Michel Galabru, cum vă spuneam ieri, a decedat la 93 de ani în somn, la 5:30 dimineața, tocmai când fiica sa, Emmanuel, dădea târcoale să vadă dacă mai respiră babacu. Asta îi dorim și noi leuțului nostru. Cine știe, după un episod din ăsta spectaculos, prin biroul șefului, într-o seară, să adoarmă buștean și să nu se mai trezească niciodată. Dar până atunci, dacă doamna Bardot, sigur, este pe recepție, în majestoasa sa vilă de la Saint-Trope, poate totuși ne dă de veste. Bun!